Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Băi băieți, astăzi n-am nimic special de făcut, doar că trebuie să mă duc neapărat la secție, pentru că a reapărut aseară mașina aia și nu știu cum apare, pentru că mă uit de fiecare dată pe geam și la un moment dat, fix în locul ăla, acolo apare. Nu știu cum, parcă e fict. Apare acolo după copacul ăla și nu știu, ori o aduce cineva, vrea cineva să-mi facă o farsă, nu știu. Dar nu e bună. Ceva e bizar aici în pădurea asta. Nu știu chiar și-o găsit tata să facă casa fix aici. Nu știu, poate o da de ceva, un blestem. Asta mai trebuie. Trebuie și o cafeaua că abia m-am trezit. Tata nu știu unde pleca, nu mi-a spus nimic. Trebuia să merg cu el la secție, dar dacă a plecat, eu știu pe unde, na. Hai de cap meu. Da, îmi place când eu dau cadou audio ăsta. L-am lăsat acolo. Nu le bag aici în garaj, le las acolo, poate mai... Ar fi nici cineva, cine e ăla? Mamă, un musafir, a venit vărul meu, cine? Da, el are așa mașină? Nu ne aminte să aibă el așa mașină. Cine e ăsta, bă? Salut! O, salut! Ce faci? Alex, ce faci? Care-i treaba? Pe la tine, Alex. Da, uite, am băut și o cafea. Vrei o cafea? Vrei o cafea? Dacă tot am făcut. Hai că am făcut și... ai băut? Na, bine, cum vrei. Am venit să spun că am nevoie de niște chei, un elevator, la teră, dacă... Da? Bun, dar un banc de chei sau cum vrei tu, ca știu, da. Ca să notez. De rest, cum e acolo? Și cu mașina nouă. Da, tata ne-a făcut o cadou acum 2 zile, dacă știi ce zic. Nu știu. Da, mi-a făcut o cadou, el spune că vrea să meargă pe la banc să vadă dacă cineva îi spar contul și el m-a mințit că nu la mașina asta, știi? Și el m-a făcut ca să intru în trânsă, nici măcar nu știam că e a mea sau că e a lui. Era, nu știu dacă știi tu, hotelul ăla. Știi hotelul ăla mare, lângă supermarketul ăla. Bunisierul cea la pe drum acolo? Da, mai mergem un pic și acolo, da. Acolo era și eu credeam că poate e un om de acolo. El m-a forțat ca să intru în trânsă, dai seama. Dacă mă prindea omul în mașină. El mă... nici măcar nu mi-a spus. După aia avea numere roșii, știi, meu. Și-o lua și el. Da. Asta nu știu, chiar nu l-am întrebat. Nu știu, caută și tu pe internet, eu știu. Nu, vreau, audio nu-mi place. E ceva, nu știu, între 50.000 de euro și 100.000, cam așa ar costa unul. Dar tu de unde ai mașina asta? Că prima dată nu te-am văzut cu asta, aveai un F10. De unde l-ai asta? Am pățit ceva cu dânsa, am dat la cineva și... De ce a făcut? Un accident. Aoleu. Aoleu. Dar de ce? Hă? Aoleu. Am vrut în Brașov și l-am dat, o văd că hai să fac o probă după cum e. Vezi? Vezi dacă dai mașina pe lucruri, nu-i trebuie, nu trebuie, așa? Nu mai da așa, dacă vezi că e... Știrile pe așa, știuți. Știi că am auzit ceva de un F10, dar nu credem că e a tău. Și când l-am văzut, era noaptea și nu prea se vedea. De asta am zis, da. În locul aceea ne-au dat-o pe asta. Ați-o dat-o pe asta și... Căpare, nu mai dat. E fain, e bun atunci. Dacă tot ești aici, mergi cu mine până la poliție, cam ceva treabă. Hai, cum e? Hai, dacă vrei să-mi testez ăsta, BMW-ul ăsta, audio. Hai să te văd dacă știi să conduci. Nu, las, că dacă poți să o izbesc, nu vreau, las. E, nu o izbesc, că am mașină, hă-hă. Câți bani are tata? E, n-are nicio treabă. Hai, oricât să te văd. Partea asta, aici. E, n-are, cam bani, o repar, dar n-are nicio treabă. Vreau să văd dacă te pricepi. Aoleu. Ia dai grijă. Merge? E bun? Îți place?
Ia uite-o leacă la interior. Spațială. Nu să știi. Hai, dă-i. Să te văd. Încet, că aici, nu știu cum m-a făcut tata. Trebuia, cred că, gardul leac mai în afară. Dar nu știu cum m-a făcut el. Dar na. Știi că, nu ți-am spus, chiar nu ți-am spus, știi de ce merg la poliție? Nu știu cum naiba. Este aici în tricopaci, nu știu, nu cred știi, în partea mea la geam sus cum aud eu. Este un după un brad, apare o mașină, dar dintr-o dată. Adică nu vine cineva să o pune acolo, dintr-o dată apare. Am descoperit cu tata, ne-am plimbat pe aici, veneam în împrejurimile. Dintr-o dată am văzut mașina aia, dar știi că avea plin de sânge și era tărăginită, știi? Și avea o palmă și lângă scria Uzi. Dar mi-a spus tata că a fost un incident cu un mecanic pe nume Uzi Mecanicul și nu știu. A spus că era aici la știrile din București, dar eu n-am văzut nimic. S-a întâmplat și... Am avut și eu probleme. Și mașină. Dar nu... Care spui tu? Da, nici măcar nu știu ce model e. A. Am lucrat în Brașov, la unul lucrat la Sierra Suceala. Am mai avut un Sierra, nu... Și aici, în București, așa la... Da, da, ideea e că e straniu cum să apară dintr-o dată. Care faza? Nu știu. Trebuie să rezolvăm asta. Dar nu știu dacă rezolvăm ceva cu poliția, dar ne încercăm. Dar să apar dintr-o dată, că am stat cu ochii în patru și dintr-o dată, cum s-a înserat? Cum a apărut acolo? Și dimineața, după 3, dispare. Adică, fără să lase urme sau așa. Nu știu, chiar nu. Nu se o lege mașina. Ceva straniu. A fost a lui? Da. Nu știu, dar nu e bună, știi că nu e bună. Și mie nu-mi place. Ce am auzit eu spune cu omul ăla, dar nu spune. Nu știu dacă e adevărat. Ce? Cum? Nu știu dacă e adevărat. Și spun aici. Da, ce s-a întâmplat? Cine că a scăzut elevatorul pe tânsul, nu știu. Asta spun eu, dar... Da, nu știu, dar chiar... Problem, că e cam atar, e de la mafie, nu știu. Da, uite, poliția. Să vedem dacă domnul Emi cu el trebuie să discutăm. Hai să vedem. Uite, vezi? Ai văzut că nu ai făcut nimic? Merge. Numai că e joasă, trebuie să duc acolo la service. Să o ridic, dacă știi ce zic. Hai să vedem. Dacă o fi. Zi? Dar văd că nu e nimeni pe aici. What? Alo, bună ziua! Cine spui, domnul Iami? Da, domnul Chester. Aoleu. Dar n-am probleme. De ce s-a întâmplat? Că ăla mai vechi între noi. Cu mașini, cu... Da, unde nu-i... Îi mașina afară de poliție și nu-i nici unul. Alo! A, uite-l. Da, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Ce faceți, domnul? Mă rog, domnul Alex, ce mai faceți? Aolea! Aolea, cu... De cum e? Da, da. Bucur. Nu știu eu cazii pe la nici nu știu, nu știu cum să încep. Mergem în birou ca să spun mai multe. Hai, dai și tu, Alex. Alex. Că, nu știu, e ceva straniu. Nici nu te aștept și spun. Nici n-a să mă crezi, cred că. Nu știu, chiar e ceva suspect. Știi casa aia unde stau eu cu tata, nu? Da. E bine. Am fost eu cu el. Să explorăm împrejurimile după ceva timp. El nu mai fost să vadă ce mai este pe acolo. Și am descoperit o mașină abandonată, ruginită, plină de sânge. Și avea o mână pe ea și acolo și lângă scria Uzi. Și de atunci m-am uitat și seara, când se înserează, sunt tunică, apare fix acolo și dimineața la ora 3, după 3, dispare. Și nu știu, e ceva straniu. Și mi-a spus tata că a fost un mecanic și, după cum îmi spun și Alex, o fi căzut elevatorul pe el. Și de atunci mașina aia cred că a fost a lui. Dar de ce să ne îmbuntuie fix pe noi?
S-a putea că s-o zis domnul Alex, e adevărat. Da, da. Numai că problema e că unde a fost serviciul ăla, unde a zis domnul, dacă s-a spus unde e, la Plasov, nu? Că am lucrat eu acolo ca poliție, să nu am făcut ancheta. Nu știu. Chiar nu știu. Că el acolo când a fost la fața locului, l-a dispărut acolo, s-a mai... S-ar putea să nu fie căzut pe el. Adică el s-ar putea să nu fie mort? S-ar putea să nu fie mort. What? Nu știu. Oare tu nu luăm noi informații mai multe? La cine să apelăm? Era unul care, nu știu dacă îl cunoaște, domnul Alex, domnul Mihai, tataie. Un bătrân. Eu nu știu. Eu nu știu nimica. Eu nici măcar, e nou. Eu nu știu, eu am fost în Brașov, dar nu știu nimic de povestea asta. Nu știu. Dar măcar știți unde stă? Tata e ăla sau nu știu. Eu stăteam normal în București. București? Aici, într-un sat mititier acolo, la unde am fost noi deja când s-a zis că unde stau bunicii tăi. Ce? Unde să stac. N-am înțeles. Într-un sat, stau bunicii tăi. Eu știu unii. Știu unde, cred că știu unde, dar este înspre munte, avem un munte încolo, știi, la Brașov, dar este și periferie, care din ele? Este un sat mai mic, un sat, da, ești sătuc, nu cred că e ăla, și este un sat mai mare, periferie, fix lângă Brașov, care? Are, nu știu, eu să mă înțeleg că are trei case pe zona asta, una e București, una... Un satul la mic. Așa. O parte de trezi din Brașov și una pe Brașov, unde este case acolo. Așa. Și ultima dată, unde l-ați văzut? Ultima dată s-a mutat într-un sat nou, dacă s-a auzit că s-a construit în primar, un sat nou. Periferia. Asta e, ăla-i. Ăla-i satul. Nu, ăla-i construit. Da. Deci, oare îl găsim acolo? Nu știu. Acum să sperăm. Dar garantați că îl găsim sau că mai trăiește? De trăiet eu mai trăiește, numai că trebuie să dau telefoane pe la poliția din partea aia. Păi da chiar, nu știu, a mai trecut tata pe aici, pe la tine? Da, a trecut. Deci o poveste și el. Nu poveste faza aia cu mașina aia. Se doi la mână o să vin eu la fața locului să fac o anchetă. Da, da, știți că degeaba veniți, că în timpul zilei nu o găsiți. Numai noaptea. O să vin noaptea. E, a să vă stăm noaptea, să vedeți cu ochii voștri cum apare dintr-o dată. A să vedeți. Nu e nicio problemă, că noi am mai trecut pe aceeași chestie. Nu e prima și ultima. Da? Da, da. Luăm jandarmeria cu trebuie speciale. Cum? Luăm jandarmeria cu trebuie speciale și venim prin umbră. Să prindem mașina. Da, dar mașina aia... N-am intrat, nici nu mă bag. Nu m-am atins-o. Și poate de aia... Poate că am atins-o să se întâmple lucrurile astea. Dar numai că am atins-o, n-am intrat în ea. Cum vine asta? Și ați spus unde stați? Cum să zic eu? E oare e vasta acoperită de brazi și în mijloc e casa. E o vilă mare, așa. Știți cum o luați înspre aeroport? E, da, da. După parc, cum drumul ăla înspre parc, cum virați la dreapta, mai mergeți puțin și trebuie să o luați la stânga. Unde e vila pe curbele alea, nu? Oricum, vă dați seama că v-am zis. E ușor, puteți să o vedeți. Dacă vă uitați unul în dreapta, unul în stânga, o vedeți imediat că dita mai casa. Se vede. Știu, da, acolo, unde e curbele alea chiar. Na. Dar vedeți să nu fie o poveste cu casa aia, că nu știu. Eu... Nu te-o mințitată cu casa aia construcție, nu știu, nici tata tău. El a spus că o cumpărat-o, mai construit la ea, eu nu știu asta. Poate o refăcut pe lângă. Nu știu, chiar asta nu știu. Gata, știu că casa aia nu a făcut de la ger cum s-a spus și ne-a spus și nea treaba asta, numai că problema e că o refăcut-o. Bă, o leacă, puțin. Eu văd ceva încolo. Voi vedeți sau nu mai e o schior? Nu știu de eu... Alex? Unde e Alex? Obligat afară. S-a dus afară?
Alex, am văzut mașina aia. Bă, tu ești nebun? Nu știu dacă vedeți voi, în față, în față, am văzut-o, nu mai este. Bă, este un copac acolo, în față, și era mașina. Bă, tu ești nebun? Bă, mașina aia mă urmărește. Ori se o am înnebunit, ori am vedenie, nu mai știu, nu mai știu și cu mine. Vă spunem la fața lor pe să vedem, eu cu casa aia știu care e treaba. O să mă uit peste dosar. Da, chiar vă rog să vă uitați, nu, eu cred că nu mai stau acolo. Dacă văd că se mai întâmplă odată, eu nu mai stau. Eu nu... Eu vă recomand. Așa? Din moment să vă mutați de acolo. Dar unde să mă mut? Că n-am unde. De fapt, am unde, dar... Stă domnul Alex acolo. Numai dacă vrea să stau cu el o perioadă. Când că am eu stau sus, voi sta sus, la etaj. E, tata, nu știu, o să vorbesc cu el, dar el cred că e mai tare din inimă ca mine. Așa că... Eu nu știu cum pe tata tău de consiliu că știu de la el, că să-l cunosc eu, nu stă pe la casă, nu de stă plecat. Da, așa el, ce să-i fac, el pleacă, el vine. Nu cunosc eu pe el. Da, bine atunci, eu v-am lăsat, mă duc să văd care-i treaba. Aveți încredere în noi și eu o să rezolvăm cazul ăsta. Eu încerc, acum nu știu. Hai, la revedere. Vă mutați de seara asta, de acum să vă mutați. Dar trebuie să fiu acolo prezent să vă arăt incidentul, că na. Trebuie să... Vă sun eu când să veniți. A, ok, bine. La revedere. Hai, Alex. Bun, la revedere. Aveți grijă. Hai. La revedere. Nici nu mai imaginez, gata. De acum am intrat în speriat. Mă rezolvă așa că pe tine. Ce? Rica. Nu m-am speriat, că... Acușa am un reflex. Aveți când să vină spatele dumneavoastră. Bă, dar și mașina au... Uite bă, uite au și mașină, îți dai seama cât o costă mașina aia? Hai. Și eu am bată roșii. Hai, tot tu conduci, Alex. Tot eu? Tot tu. Bă, dacă... te-am stat atunci. Cum? E, n-are el treabă. N-are el nicio problemă. Dacă îi spun eu, ci... Că la urmă ești și mecanicul nostru și nu poți să conduci mașini. Da, bă, băi, și cam atât cu acest roleplay. Sper că v-a plăcut. Dați voi un like, un subscribe și ne revedem într-un nou episod pe canal. Pa, pa!